Întorc degetul, trag de fald și ușor, cu o viteză de aproximativ 20.000, 17-20.000 de rotații pe minut, pe forward, curăț absolut tot surplusul de la cuticulă, întorc degetul, trag de fald, pun punct de sprijin, pe laterală trag în jos, apoi ușor, din aproape în aproape, mai întâi cele mai înalte porțiuni, le curăț, las freza să alunece, aici am viteză maximă a frezei, dacă mă apropii de piele, scad viteza la 20.000 de rotații pe minut, ca să nu frigă. Trag foarte bine de fald, vedeți? Dacă am viteză de 17-20.000 de rotații pe minut, nu se întâmplă nimic, nu frige. Din aproape în aproape. Dacă există surplusuri, le îndepărtăm cu pila, după care vom da formă dorită unghiuței.